Un dentist blestemat, bântuit de un blestem încă din adolescență, trebuie să rupă vraja pentru a fi alături de iubirea vieții lui. În 1985, în timpul unui joc, 7 minute în rai, doi jucători aleși de o sticlă care se învârte au petrecut timp într-un dulap întunecat pentru a face ce le place în 7 minute. Pentru ei s-au numărat cei mai buni prieteni, Charlie și Stewart, care au discutat despre planul lor dacă ar fi aleși. Sticla i-a ales pe Stewart și Jennifer după câteva secunde. În ciuda faptului că nu-i place partnerul, fata a promis că le va spune celorlalți că au făcut ceva doar dacă el rămâne în colț. La următoarea rotire, sticla l-a ales pe Charlie. Se aștepta să fie asociat cu fata de care îi place, dar a ajuns cu Anisha, o fată gotică. Diplor private, el a sărutat și a recunoscut că îl plăcea încă din clasa a treia. Totuși, băiatul, neîmpărtășind sentimentele ei, i-a cerut să se oprească și i-a spus că este o ciudată. La scurt timp, el iese din dulap, dezvăluind incidentul tuturor. Furioasă, Anisha l-a confruntat pe Charlie și a aruncat un blestem asupra lui, jurând că nu va găsi niciodată fericirea în viața lui amoroasă. L-a blestemat asigurându-se că ori de câte ori se întâlnește cu o femeie, se va despărți de el și se va căsători cu următorul bărbat care i-a cerut să iasă în oraș. Înainte de a pleca, a luat cu ea o mână din părul lui Charlie. În prezent, Charlie, acum dentist, are o relație cu Carol. Femeia își exprimă dragostea în timpul unui moment romantic pe plajă, dar el nu-i răspunde. Acest lucru o enervează pe doamnă, determinându-o să se despartă de el. În urma incidentului, Charlie se confesează celui mai bun prieten al său, Stewart, acum chirurg plastician. Bărbatul spune că nu a putut să răspundă cuvintelor romantice pentru că nu împărtășește aceleași sentimente. Apoi cer lui Charlie să se oprească și să spună că nu vrea să fie cu el. Charlie și Stewart, care sunt căsătoriți cu o femeie pe nume Anisha, au o relație de mult timp, lucrând la același etaj al clădirii. Ei merg cu liftul și discută despre participarea la nunta lui Katie, care se întâmplă să fie una dintre fostele lui Charlie. Se pare că după despărțirea lor, Katie s-a căsătorit cu un cardiolog. Văzându-l pe stomatolog pe hol, recepționera Reba îl cheamă pentru că a întârziat deoarece numeroși pacienți îl așteaptă. Charlie și Stewart participă la nunta a doua zi, sperând să cunoască noi femei. În timpul discursului Katie, ea propune un toast fostului iubit, considerându-l talismanul ei norocos, deoarece și-a găsit adevărata dragoste după ce s-a întâlnit cu el. Această revelație îl încurcă pe Charlie în timp ce el ascultă de la masa lui. Aflând despre asta, femeile de lângă el încep să șoptească una altea, nedumerindu-l și mai mult. Bruce dentistul este întrupt când o vede pe Kim apropiindu-se. Cu toate acestea, se ciocnește accidental de un killer pe parcurs, iar hainele se udă din cauza băuturii vărsate. Iute, Charlie ia un șervețel și îl întinde femeii, care se dovedește a fi repartizată pe scaunul de lângă el. Kim se prezintă ca fiind colega de clasa lui Katie, în timp ce dentistul dezvăluie că s-a întâlnit cu mireasa. Curând după aceea, încep să discute despre ocupațiile lor. Femeia dezvăluie că este specialistă în pinguini. Când Charlie dezvăluie că el este medic dentist, ea ia cu nerăbdare cartea de vizită. Dar entuziasmul ei aproape duce la răsturnarea mesei, făcând băutura să se reverse pe pantalonii bărbatului. În timp ce Kim încearcă să ajute pe Charlie să se șteargă, intervine Stewart și se prezintă, dar femeia nu pare interesată de el. Mai târziu, Katie se apropie de fostul ei iubit, întrebându-l despre Carol, invitată la nuntă. Totuși, o vede pe fosta iubită sărutând pe altcineva. După aceasta, mireasa iurează fostul ei să-și găsească în sfârșit dragostea adevărată. Apoi, Katie aruncă buchetul, dar se ciocnesc accidental cu un porumbel, făcându-i să cadă în mâinile lui Carol. A doua zi, Charlie ajung la clinică, doar pentru a descoperi că numeroase femei atrăgătoare l-așteaptă. Fără să știe, dentistul cineva l-a postat profilul pe un site de întâlniri. Biografia lui spune că este un talisman norocos pentru că femeile cu care s-a culcat și au găsit sufletele pereche după ce s-au întâlnit cu el. Mai târziu, o confesează lui Stewart, exprimându-și nedumerirea față de afluxul de femei care ies în cale. În timp ce merg, dau peste un magazin de rochii de mireasă, unde o văd pe Carol încercând o rochie. După ce îi vede, femeia iese din magazin și dezvăluie că este logodită. Odată cu aceasta, îi mulțumește fostului iubit pentru că este un talisman norocos. Când Charlie ajunge acasă, noaptea îl primește mesaje vocale de la mai multe femei care își exprimă interesul de a se întâlni cu el. Între timp, în parcul de mamifere marin, Kim hrănește pinguinii și apoi îl cheamă pe Joe, fratele, invitându-l să meargă acasă. Când se apropie de ea pentru a aduce o altă găleată cu pește, ea își dă seama că a folosit din nou substanțe ilegale. Apoi îi spune să se oprească, astfel ar putea fi concediat. Am observat apoi ceva în buzunar, iar Joe îl scoate dezvăluind ceva dubios. Dezamăgită, ea îi aruncă un pește. Cu toate acestea, bărbatul doar îl aruncă înapoi, făcând-o pe femeie să-și piardă echilibrul și aproape cade în apă. Din păcate, pinguinul observă că poartă o găleată cu pește, determinând-o pe pasărea înfometată și nezburătoare să alunece spre ea. Drept urmare, Kim își ciobește dintele pe marginea unui bolovan de gheață fals înainte de a cădea în apă. Același timp, Charlie se întâlnește cu o femeie, apoi îi cere să meargă acasă, dar ea refuză. Cu toate acestea, în timp ce sunt pe cale să plece, ea insistă să se sărute, spunându-i că este un talisman norocos. Când stomatologul arată confuzie, femeia spune că are asupra lui această magie care le permite femeilor să-și găsească adevărata dragoste după ce se culcă cu el. Auzind asta, bărbatul îi se pare ridicol. El îi spune femeii că nu vrea să profite de ea, dar ea speră că el este cheia ei pentru a-l găsi. Momentul lor este întrerupt când Kim îl sună pe Charlie spre urgența ei dentară. 20 de minute mai târziu, specialistul în pinguini este la clinică și își repară dintele. Imediat după, femeia observă pe perete o fotografie în care Charlie ține o periuță de dinți uriașă înconjurat de copii care se spală pe dinți. Stomatologul spune că călătorește anual în Guatemala pentru a ajuta sate sărace. Kim zâmbește lăudându-i misiunea. Cu toate acestea,
acestea în timp ce se ridică, se lovește accidental cu capul de lumină operatorului, făcând să răstoarne tava pentru instrumente dentare și trimițând unelte ascuțe zburând spre spatele lui Charlie. Ea își cere scuze imediat și sugerează să-i cumpere o cămașă nouă. Cu toate acestea, el refuză și propune să iasă la cină împreună. Ca răspuns, femeia refuză să iasă cu el și încearcă să plătească, dar el nu acceptă banii. După ce Charlie părăsește clinica, se îndreaptă către lift și când se deschide, femeia este acolo cerând ajutor pentru că mașina ei nu pornește. În parcarea din față, dentistul o ajută să pornească mașina, dar apoi ea o pornește prea devreme, provocând un șoc care l-aruncă pe Charlie la pământ. Cu toate acestea, chiar când Kim este pe cale să intre în mașină, își dă seama că ușa este blocată, iar cheile sunt în interiorul vehiculului. Drept rezultat, dentistul îi oferă o cămașă nouă și ea este gata să plece. Îi propune să o ducă acasă pentru a-și lua cheile de rezervă. Pe drum, Charlie observă că lui Kim îi merg prost toate. Femeia dezvăluie că fratele îi numește Murphy, după legea lui Murphy, care spune că orice poate merge prost, va merge prost. Apoi arată degetul mare rupt și dezvăluie că are un total de 12 oase rupte. Când ajung la casa lui Kim, ea intră în panică când își dă seama că cheile de la casă sunt în mașina lăsată în parcare. Ca soluția, o piatră și sparge fereastra ușii pentru a o deschide din interior. Întorcându-se la mașină, Kim își expune recunoștința față de Charlie, care a ajutat-o toată noaptea. Ei insistă să plătească pentru serviciile stomatologice, dar le refuză, sugerând să iasă la cină. Cu toate acestea, ea îl respinge din nou, explicând că nu este disponibil emoțional pentru o întâlnire. Când ajunge acasă, Charlie este șocat să o găsească pe Reba pe canapeaua lui, spunându-i că știe că el este un norocos, așa cum este menționat în profilul său pe un site de întâlniri. Ea își scoate apoi haina, dezvăluind haine provocatoare de desubt. Disperată să-și găsească sufletul pereche, Reba îl determină să facă fapta. Inițial, Charlie ezită, dar apoi cedează cererii ei. A doua zi, în timp ce se joacă cu un frisbee în parc, dentistul îi povestește lui Stuart despre ce s-a întâmplat între el și recepționeră, iar Stuart găsește asta dezgustător. Chirurgul plastician îi sugerează să folosească efectul său de talisman norocos pentru a ieși cu multe femei atrăgătoare, subliniind că una dintre ele ar putea fi sufletul său pereche. Charlie ascultă sfatul prietenului său și în curând toate femeile cu care a dormit găsesc adevărata iubire, primind chiar invitații la nunțile lor. Într-o zi, uitându-se la televizor cu Stuart, dentistul se plânge că niciuna dintre femeile cu care a dormit nu a vrut să fie cu el. Apoi schimbă canalul și vede pinguin, ceea ce îl face să se gândească la Cam. Crezând că iar putea fi aleasa lui, Charlie șterge imediat toate mesajele de la femei din căsuța sa vocală. La puțin timp după aceea, merge la parcul marin și asistă la specialistul în pinguin la lucru. În timp ce împărtășește informații cu publicul, Cam îl vede pe dentist în mulțime, ceea ce o face să zâmbească. După discursul lui, Charlie întreabă despre adevăratul motiv pentru care nu vrea să iasă cu el. Tot acestea refuză să-i răspundă și îl roagă să plece. În mod neașteptat, Joe ajunge și îi dezvăluie lui Charlie că sora lui a vorbit despre el, descriindu-l ca fiind amuzant și chipeș. Auzind acest lucru, dentistul devine mai confuz în privința motivului pentru care femeia nu vrea să iasă cu el. Mai târziu, o fată se apropie să o întrebe pe Cam despre pinguin. După prima ei întrebare, Charlie îi cere ajutorul să întrebe specialistul în pinguin de ce nu vrea să iasă cu el. Joe intervine spunând că sora lui ar vrea să iasă cu el. Cam îl oprește și la lungă de acolo. Ea se întoarce apoi către dentist, dezvăluind că nu vede întâlnirile ca pe un sport așa cum face el. Cu toate acestea, Charlie nu renunță la câștigarea inimii ei, determinând-o să iasă în cele din urmă cu el. Cu toate acestea, ea afirmă că va fi doar o întâlnire prietenoasă, deoarece este deja interesată de Howard Blaine, autorul unei cărți despre pinguini. În acea seară, Cam poartă o frumoasă rochie albă în timpul întâlnirii lor. Pe măsură ce se cunosc mai bine, femeia își expune fascinația față de pinguini și monogamia lor. Pinguinii masculi găsesc pietre netede și le oferă partenerilor lor, rămânând cu ele toată viața. Cu toate acestea, ea se lovește de un stâlp în timp ce merge, provocând-o să cadă la pământ. Charlie se asigură că este bine și spune că ea va ieși cu el. Charlie o sărută pe frunte și apoi se apropie pentru un sărut pe buzele ei, apoi o provoacă în mod jucăuș că nu sărută bine, determinând-o pe femeie să se ridice și să-l urmărească. A doua zi, dentistul îi spune lui Stuart că crede că Cam este aleasa lui. Cu toate acestea, cel mai bun prieten ezită să-l susțină pentru că va renunța la stilul său promiscu pentru femei. La a treia lor întâlnire, Cam primește un cadou de la Charlie. Când îl deschide și găsește un plasture, râd împreună. Apoi întreabă despre el fiind talismanul rocos al unei femei, dar spune că altcineva răspândește acea știre despre el. Când o întreabă dacă crede asta, femeia râde, afirmând că oamenii vor să accepte ce vor să creadă. În acea seară, în timp ce petrec un moment romantic împreună, Charlie întrerupe momentul lor pentru a răspunde la telefon. Se pare că apelantul este Stuart, care îi spune celui mai bun prieten că a sunat la fostele lui iubite și a aflat că toate sunt căsătorite. Acest lucru înseamnă că dacă zvonul că Charlie este un norocos este adevărat și dacă doarme cu Cam, ea va sfârși doar cu un alt bărbat. Auzind acest lucru, bărbatul decide să nu meargă mai departe cu Cam, menținând că ea nu este aleasă pentru el. Charlie o roagă pe femeie să-i dea un sărut pe buze. El spune că trebuie să meargă la clinică să trateze niște copii. A doua zi, Charlie se întâlnește cu Stuart la un complex turistic pentru a pune la încercare blestemul. Dentistul își îndreaptă atenția către o femeie numită Eleanor, despre care crede că este puțin probabil să se căsătorească. El petrece o noapte romantică cu ea și apoi așteaptă cu nerăbdare rezultatul. În
tânăr timp chemul informați pe fratele ei că bărbatul cu care a ieșit nu i-a dat niciun semn de viață. La puțin timp după aceea telefonul i-a sunat. Era Charlie explicând că era bolnav și nu putea să se ridice în pat. Sugerează să vorbească video în schimb și ea este de acord. În următoarele zile vorbesc la telefon aprofundându-și conexiunea. În cele din urmă Charlie poartă un inel fals pentru a da impresia altor femei că este căsătorit. Într-o după-amiază dentistul îi cer lui Stuart să verifice dacă el a nor și a găsit sufletul pereche. Chirurgul plastician se apropie de femeie și vorbește cu ea. În acea noapte Charlie vorbește cu Kim la telefon, iar ea îl întreabă dacă o oculește. El spune că o vrea cu disperare, dar nu poate din cauza bolii sale. Într-o încercare de a împărtăși un moment romantic, ea îi trimite o fotografie a pieptului ei. El își închide imediat ochii și spune la revedere. Brusc Stuart sună să-l informeze că a ieșit cu el la nor și femeia nu este căsătorită, indicând că blestemul nu este adevărat. Entuziasmat la auzul acestor vești, Charlie se grăbește la casa lui Kim să fie în sfârșit cu ea. În ziua următoare, Charlie se trezește și merge în bucătărie să pregătească cafea pentru Kim. Cu toate acestea, când dă drumul la televizor, o vede pe Eleanor la știri, aflată în căutarea sufletului ei pereche. Furios, dentistul îl sună imediat pe Stuart, care dezvăluie că nu a invitat-o cu adevărat pe femeie pentru a face lucrurile și mai rele. O vede pe Eleanor și spune că se va vedea cu cineva numit George miercurea viitoare. El presupune imediat că blestemul este adevărat, dar hotărât să nu-și piardă femeia iubită, care începe să facă gesturi romantice mari pentru Kim. Se pregătește micul dejun în pași și insistă să o însoțească la serviciu. Stabilește și o întâlnire cu ea într-o seară de miercuri, încercând să împiedice întâlnirea ei cu alt bărbat. A doua zi, specialistul în pinguin merge la serviciu și găsește camera plină de flori și baloane în formă de inimă. Apoi aude bătăi la ușă. Când o deschide, un quartet îi cântă și trimite un cadou, dezvăluindu-l pe Charlie purtând un costum de pinguin. Cu toate acestea, Kim găsește gesturile romantice foarte ciudate. Ea afirmă că lucrează terminându-i pe cântăreț și pe dentist să plece. După tura ei, femeia merge în parcare, dar își găsește mașina decurată. Charlie o invită apoi la un restaurant cu sushi, dar Kim, copleșită, îl roagă să o lase singură și să-i ofere spațiu. Disperat, Charlie și Liz Stuart îl ajută să-și schimbe fața pentru a fi următorul bărbat cu care se întâlnește Kim și, prin urmare, bărbatul cu care se căsătorește. Cu toate acestea, chirurgul estetician spune că experiența sa se axează mai mult pe mărirea sânilor și îl sfătește pe prieten să o lase pe femeie. Dentistul nu ia în considerare sugestia prietenului său. Merge la parcul de mamifere marine pentru a o cere în căsătorie pe Kim, dar o vede cu George. Charlie apucă apoi pinguinul umflat și lovește pe bărbat cu el. Femeia asistă la aceasta și îl critică pentru comportamentul său. Intră în zona pinguinilor pentru a informa pe Kim că George este un nesimțit, dar alunecă și cade în apă, provocând creaturile să-l munte. Înainte ca paznici să-l scoată afară, Charlie explică intenția sa lui Kim, care îi spune că nu este un pinguin. El le scoate apoi pinguinul din mașină, dar bărbatul spune că George este cu aforul ei înainte să facă cale întoarsă și să-l părăsească. Rănit, dentistul se așează într-o zonă publică în timp ce plouă. Reba trece pe lângă el și îl observă. Își exprimă recunoștința pentru că în cele din urmă a întâlnit pe cineva. În timp ce vorbește cu secretara sa, Charlie se distrează când un golan aruncă o sticlă pe jos. În timp ce se învârte și amintește brusc de Anisha, fata gotică care l-a blestemat. Apoi se seama că ceea ce a spus ea în urmă cu mult timp s-a întâmplat cu adevărat. Cu descoperirea sa, el îi cere imediat ajutorul lui Stuart să o găsească pe femeie și să rupă blestemul. Între timp, Anisha vorbește cu Kim, spunându-i că a reacționat aspru la Charlie și ar trebui să-l sune înapoi. Cu toate acestea, ea spune că bărbatul a făcut lucruri ridicole din dragoste pentru ea. Sosind la locuința lui Anisha, Charlie îi reamintește că l-a blestemat și îi solicită să inverseze vraja. La început, femeia refuză să-l ajute, dar îi permite să intre în casă după ce își lasă pantalonii jos. Anisha spune că nu-și amintește ce au făcut când erau copii. Ea îi oferă doar sfatul să o lase pe Kim să plece. Auzind aceasta, Charlie acceptă în sfârșit că nu este destinat să fie cu Kim. Cu toate acestea, el nu vrea să fie cu ea nici acum și nu vrea să lase să plece. Cu toate acestea, el vrea încă să se asigure că ea sfârșește cu un bărbat bun. El îl contactează pe Howard Blaine și o aranjează pe ea ca un specialist în pinguin când acesta ajunge acasă. Kim îl întâlnește apoi pe autor și începe să se înțeleagă în câteva zile. Cuplul se întâlnește din nou, iar ei se cunosc timp de câteva zile. Cuplul se așteaptă ca Charlie să-și urmărească fosta iubită, dar dentistul refuză, susținând că deja a lăsat-o în urmă. Cu toate acestea, Stuart îl convinge să schimbe părerea. Dentistul se îndreaptă spre aeroport și cumpără un bilet într-un moment. Doar că în avion o găsește pe Kim și mărturisește dragostea adevărată. Când crede că ea se întâlnește cu Howard, femeia clarifică că autorul este căsătorit cu Marilyn. Charlie se simte ușurat și afirmă că ignoră trecutul și se preocupă doar de ceea ce este important acum. Înainte ca avionul să decoleze, îi dă cadou, cutie care dezvăluie o piatră pe care masculul de pinguin o oferă femeilor în timpul curtării. Apoi iese din avion. Kim apreciază acest gest și îl cheamă să se întoarcă. Se îndreaptă unul spre celălalt în culoar când o femeie se ridică brusc și blochează calea. Kim împinge Stren la o parte și dă lui Charlie un sărut pasional. Un an mai târziu, Chuck și Kim sunt în Antarctica, înconjurați de frumoasele aurore astrale, în timp ce pinguinii se adună în jurul lor. Cu toate acestea, limbile lor rămân lipite când se sărută în frigul năprasnic.